Dragi frați și surori, mulțumim Bunului Dumnezeu că suntem împreună în seara aceasta. Aici, în casa lui Dumnezeu, avem timp în care putem să ne închinăm, să-L lăudăm, să-L glorificăm pe Dumnezeu. Să știți că e un har să poți să stai în prezența Domnului. Nu o să uit cuvintele acelea pe care mi le-a spus fratele Panocco vinerea trecută, fiind la Lvov, spune fraților de acolo, din România, să se închine Domnului, să laude pe Dumnezeu și să mulțumească pentru vremurile pe care le au. Că noi am vrea să le avem, dar nu le avem. Până și la Lvov, orașul acesta unde noi am fost pe 4 septembrie, a fost bombardat în zona gării. Ne-am întâlnit cu un frate care era la 100 de metri de acele explozii, le-a filmat, ni le-a dat, a putut vedea și fratele Mihai și cei care erau cu noi și îi vedea așa în ce stare sunt situațiile cu care se confruntă, nesiguranța zilei. Iar faptul că noi suntem aici e un har. Și cum zice Dorz într-o cântare, nu-i har mai sfânt decât acela să fii cu Domnul și cu ai săi. Nu-i loc mai sfânt decât acela să fii cu Domnul și cu ai săi. În rugăciune și în cântare și în lacrimi lângă frații tăi. Oricum sunt ei, fă tot și du-te. Oricât sunt ei, fă tot și stai. Că unde-s ei, e un colț de rai. Faptul că suntem împreună și putem să ne rugăm lui Dumnezeu, putem să mijlocim unii pentru alții, e binecuvântarea Domnului, e harul Lui. De aceea să prețuim astfel de momente, pentru că niciodată nu știm ce va aduce ziua de mâine. De aceea, prețuind clipele de har, nu ne rămâne decât să-i aducem o închinare lui Dumnezeu cu frică, cu evlavie, și să ne arătăm mulțumitori pentru o împărăție pe care Dumnezeu o pregătește pentru noi. Slăvit să-i fie numele! N-o să citesc în seara asta un alt text, cu toate că vreau să predic tot din Evanghelia după Ioan, cu vreo două capitole mai înainte, însă stând aici și uitându-mă la rugăciunea asta lui Iisus, o rugăciune deosebită, una din cele mai importante rugăciuni care au fost rostite de Domnul Iisus și aș putea spune de o gură omenească. Iisus se roagă aici mai întâi pentru sine însuși, dacă vă uitați în primele versete, apoi am putea spune se roagă pentru ucenici și după unii comentatori ai Scripturii, în a treia parte se roagă pentru credincioși, pentru cei care vor crede. Însă, eu uitându-mă la cuvântul acesta, nu știu dacă sunt întru totul de acord cu părerea unora că e doar pentru ucenici partea asta până la versetul acesta 20. Și mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Pentru mine versetul acesta e un verset de legătură și mă gândesc că ceea ce cere Domnul Iisus Hristos pentru ucenici, pentru cei care vor deveni apostoli, El cere acele lucruri și pentru cei ce vor crede în El prin cuvântul acelor apostoli. Amin? Amin. Pentru că de aceleași lucruri aveau nevoie mai târziu cei care urmau să devină evangheliști, păstori, slujitori, misionari și, în general, credincioși, urmași ai Domnului Iisus Hristos. Așa că, în cele ce urmează, aș vrea să am un mesaj. Am încercat să-i dau un titlu și l-am intitulat mesajul acesta Lucruri deosebite cerute de Iisus pentru ucenici. Lucruri deosebite cerute de Domnul Iisus pentru ucenici. Adică
pentru cei care timp de 3 ani și jumătate au stat în prezența Lui, timp de 3 ani și jumătate au învățat de la El, au fost pregătiți pentru marea misiune, dar în același timp aceste rugăciuni făcute, aceste lucruri cerute de Domnul Iisus în rugăciune sunt necesare și pentru cei care vor crede prin cuvântul lor, adică pentru noi, adică pentru acei ucenici care de-a lungul vremurilor l-au urmat pe Domnul Iisus, pentru acei ucenici care în vremea aceasta îl urmează pe Domnul Iisus. Observați că Domnul Iisus în rugăciunea aceasta face de mai multe ori referire la lume. De 18 ori, dacă o să numărați, apare cuvântul lume în rugăciunea aceasta. Și Domnul Iisus Hristos spune: nu mă rog pentru lume, ci pentru aceea pe care mi-ai dat, pentru că sunt ai tăi. Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume. Și când spune Domnul Iisus aici, ei sunt în lume, El vorbește de viacul acesta, de lumea aceasta, așa cum e descrisă de Apostolul Ioan în 1 Epistolă, capitolul 2, începând cu versetul 15. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Următorul verset spune: căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Adică sistemul acesta lumesc, sistemul acesta care caută să domine viața oamenilor, care pune o presiune deosebită pe mintea oamenilor. De aceea Apostolul Pavel, când scrie Epistola către Romani, capitolul 12, versetul 2, el spune: să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Adică, vedeți, fiecare dintre noi, vrând nevrând, trăim în lumea asta și lucrurile lumii ne oferă fel și fel de plăceri, fel și fel de lucruri dorite poate de noi, ca și poftele firii, ca și pofta ochilor, ca și lăudăroșia vieții. Lumea are sistemul ei, nu? De valori, dacă vreți, ea vrea să impună ceea ce place oamenilor, arta ei, muzica ei, îmbrăcămintea ei, nu? Toate astea sunt în lume. Și bine spunea Dorz într-una din scrierile lui: nu e rău că sunteți în lume, rău e că lumea e în voi. Asta e cel mai dureros lucru. Și atunci când, vedeți, trăim în lumea asta, fiecare din noi, vrând nevrând, intrăm în contact cu lucrurile lumii și nu-i deloc simplu să reziști, nu-i deloc simplu să poți să ești biruitor asupra lucrurilor lumii. Când Domnul Iisus Hristos vorbește de pilda aceea a semănătorului, uitați-vă în Evanghelia după Luca, la capitolul 8, versetul 15, El spune aici ceva despre sămânța care a căzut pe pământul bun. Sunt aceia care, după ce au auzit cuvântul, îl țin într-o inimă bună și curată și fac rod în răbdare. Dar acei oameni care nu țin cuvântul lui Dumnezeu și în versetul 14 sunt oglindiți prin ceea ce spune sămânța care a căzut între spini, îi închipuie pe aceia care, după ce au auzit cuvântul, își văd de drum și lasă să fie înnăbușit de grijile, bogățiile și plăcerile vieții acesteia și n-aduc rod care să ajungă la coacere, vedeți? E atât de important să fim acei oameni care să rămânem lângă Iisus,
să aducem rod, să rămânem cu ochii, cu sufletul îndreptat spre Dumnezeu, așa cum se mai spune aici despre faptul că Iisus va veni ca în ziua măreață să ne ducă să fim acolo cu El în slavă. Pentru că, până la urmă, aceasta ne dorință. Dar până atunci, suntem în lume. Până atunci, ne confruntăm cu lucrurile lumii. Și observați că Domnul Iisus se roagă pentru ucenicii Săi. Are câteva cereri deosebit către Dumnezeu înălțate pentru ucenicii Săi. Și primul lucru pe care îl cere Domnul Iisus, prima cerere deosebită este pentru ucenici să fie păziți, auziți, de Dumnezeu. Să aibă parte de protecția lui Dumnezeu. Dacă vă uitați în capitolul 17, versetul 11, scrie: Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume. Și eu vin la tine, Sfinte Tată, păzește în numele Tău pe aceea pe care mi-ai dat, pentru ca ei să fie una cum suntem și noi. Păzește în numele Tău, observați? Versetul 12, când eram cu ei în lume, îi păzeam eu în numele Tău. I-am păzit pe aceea pe care mi-ai dat și niciunul din ei n-a pierit, afară de fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Și apoi, vedeți dumneavoastră, aici, în acest cuvânt, putem înțelege ceva și din versetul 15. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Ei, vedeți, Domnul Iisus a înțeles că de important este ca ucenicii să aibă parte de protecția lui Dumnezeu. Oricât de înzestrați am fi noi, oricât, dacă vreți, talentați am fi noi, oricât de multe versete din Biblie am ști, oricât de bun credincioși ne-am considera, fiecare din noi suntem atacați de cel rău. Nu este nici unul care să nu aibă parte de atacuri din partea celui rău, să nu aibă atacuri din partea lucrurilor lumii. În fiecare zi, vedeți, cel rău, despre care cineva spunea că cel mai mare terorist este diavolul, care la fiecare cotitură a drumului pregătește câte un atentat la credincioșia noastră. Ba vine cu una, ba vine cu alta, nu? Ba poate vine printr-o poftă a firii, poate vine printr-o poftă a ochilor, câte nu vedem noi. Lumea e plină de reclame, trăim în lumea asta, nu? În care imaginile caută să pună stăpânire pe oameni, pe mintea lor, nu? Oamenii ceea ce văd caută să dorească, nu? Își doresc acele lucruri, ajung să le poftească. Și uitați-vă, astăzi televiziunea, filmele, internetul, nu? Prin reclamele pe care le are, până la urmă te uiți la tot felul de reclame și toate sunt cu tentă din asta ca să incite pe oameni la fel și fel de lucruri din astea senzuale, nu? De natură sexuală și câte altele, nu? Până și să ceri poate un mijloc de transport și acolo au găsit ceva care, prin care să manipuleze viața oamenilor și vai cât-ți cad pradă unor astfel de lucruri, nu? Unii spun, numai tinerii sunt expuși, toți sunt expuși și toți au de luptat cu aceste lucruri și ne dăm seama că mintea noastră, nu? Ochii noștri, acțiunile noastre, viața noastră poate oricând și oricând să fie atacată de cel rău. Și cine poate să ne păzească? Nici unul nu suntem atât de tari, nu? Ca prin puterile noastre să putem rezista acestor tentații. Avem nevoie de protecția lui Dumnezeu. Avem nevoie de puterea lui Dumnezeu. Și uitați-vă dumneavoastră, când citim în cuvântul Scripturii, Apostolul Petru, în întâia epistolă pe care el o scrie, în capitolul 1, în versetul 5, el specifică ceva pentru oamenii, pentru credincioși, pentru oamenii născuți din nou. Haideți să citim chiar de la versetul 3, unde spune: Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare
ne-a născut din nou, prin învierea lui Iisus din morți, la o nădejde vie. Și toți avem nădejde asta. Și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate vesteji, păstrată în ceruri pentru voi. Cu toții dorim să ajungem în împărăția lui Dumnezeu. Cu toți dorim să fim acolo în slava aceea, nu? Să fim acolo unde va fi veșnic soare, cum cântăm noi despre țara ceea ce frumoasă e țara mea, fără apus de soare, unde veșnic voi ședea în haine lucitoare, nu? Noi toți cântăm o patrie mult dorită, cântăm, nu, acele cântări care ne spun despre Ierusalimul ceresc și câte altele. Însă vedeți dumneavoastră, ca să ajungem acolo, avem nevoie de protecția lui Dumnezeu. Și în versetul 5, cuvântul Scripturii ne spune, voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Și până atunci trecem prin fel de și fel de situații, nu? Avem nevoie de această protecție a lui Dumnezeu. Și uitați-vă, când Apostolul Petru scrie întâia epistolă în capitolul 5 de data asta, uitați-vă de la versetul 8, citim acele cuvinte pe care el le spune, fiți treji, scuzați, și vegheați, pentru că protivnicul vostru, diavolul, ce face? Dă târcoale ca un leu, care răcnește și caută pe cine să înghită. Versetul următor spune, împotriviți-vă lui tari în credință. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin, auzi, nu prin deșteptăciunea noastră, nu? Nu prin, știu eu, cunoștințele noastre, nu? Nu prin religia pe care putem să o afișăm, ci spune prin credință. Și împotriviți-vă lui tari în credință. Știind că frații voștri în lume trec prin acelea suferințe ca și voi. Și următorul verset 10 spune, Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus la slava cea veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. Știi ce mare lucru e să poți să fii umplut de putere, întărit de Dumnezeu și să poți să fii neclintit? E mare lucru. Și asta nu se poate face decât prin puterea lui Dumnezeu. Spunea Pavel, pot totul în Hristos, care ce face? Mă întărește, slăvit să fie Domnul. Iubiți frați și surori, suntem aici, tineri dragi, stăm în prezența lui Dumnezeu și rugăciunea aceasta a Domnului Iisus Hristos, El cere lui Dumnezeu ca să-i protejeze pe ucenicii Lui. Noi avem nevoie de protecția Domnului, de aceea să ne punem toată nădejdea în Iisus Hristos, în Harul lui Dumnezeu și să înțelegem că numai prin El suntem biruitori. Numai prin El putem învinge. Păziți și ocrotiți de mâna cea bună a Dumnezeului nostru, slavă Domnului! Cum a putut birui Daniel? Cum a putut să rămână el credincios? Cum au putut cei trei tineri care în ciuda faptului că erau amenințați, nu, că vor fi aruncați în cuptorul de foc, ei și-au declarat credința în Dumnezeu. Ei știau că unul singur poate să-i scape, unul singur poate să-i ajute și acela-i Dumnezeu. I-a ajutat? I-a ajutat. De aceea nu ne rămâne decât să știm că în lumea asta avem nevoie de paza lui Dumnezeu, de protecția lui Dumnezeu. Uitați-vă, familia are nevoie de protecția lui Dumnezeu. Câte familii se întemeiază și pornesc pe drumul ăsta că vor fi fericiți, că vor face câte și câte lucruri. Și vai ce dureros e că multe din astfel de familii eșuează bazându-se, știu eu, poate pe averile pe care le au, pe poziția pe care o au, pe, știu eu, lucrurile astea materiale pe care le pot deține. Însă vedeți, în Psalmul 127,
Spune Solomon aici acele cuvinte atât de clare, atât de frumoase. Dacă nu păzește Domnul, auzi? Nu, sau la început, dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Dacă avem nevoie de ceva, avem nevoie de ocrotirea lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta. Apoi, un al doilea lucru pentru care se roagă Domnul Iisus pentru ucenicii săi, este să aibă bucuria de plin. Să aibă bucuria de plin. Uitați-vă, vă rog, în versetul 13. Dar acum, eu vin la tine și spun aceste lucruri. Pe când sunt încă în lume, pentru ca să aibă în ei bucuria mea de plin. Oamenii în lumea asta pentru ce se bucură? Sau care-i pricina bucuriei lor? Oamenii se bucură când stau poate la o masă îmbelșugat, oamenii se bucură când poate consumă niște băuturi, consumă poate mai nou, vedeți, trăim în era asta în care drogurile, narcoticele în general aduc o bucurie, îi fac așa pe oameni veseli, dar pentru moment, nu? Și câți oameni ajung să simtă euforia asta a unor narcotice, să se simtă bine, dar cât se simt? Pentru câteva clipe. Ei, mai apoi fiind capabil de poate tot felul de lucruri rele și bucuria li se duce. Câți oameni amețiți de aburi alcoolului se bucură poate pentru câteva ceasuri, ca mai apoi să comită fel și fel de lucruri și să ajung în fel și fel de stări din astea în care stai să te gândești, Doamne, ce este cu ei. Oamenii se bucură, vedeți, poate la un meci de fotbal, dacă dă gol formația lor preferată, dar dacă se întâmplă ceva, se încaieră, se bat și nu de puține ori au fost comise chiar crime pe stadioane și tot felul de lucruri din astea care au făcut în conjurul lumii, ca mai apoi stadioanele să fie, meciurile să se joace cu tribunele goale, datorită unor acte din astea pe care unii oameni au fost capabili să le facă. Oamenii se bucură poate când conduc o mașină, când, știu eu, și-o cumpără, se bucură de ea până văd una mai frumoasă, se bucură dacă și-au făcut o casă și văd alta mai frumoasă decât a lor și câte alte lucruri din acestea. Însă uitați-vă, apostol, Domnul Iisus se roagă pentru apostol, pentru ucenicii săi, în versetul 13, nu? Pe când sunt încă în lume, pentru ca să aibă în ei bucuria mea de plină. Adică aici pe pământ, legat de Iisus, pot să ai acea bucurie. Până vom ajunge acolo, în locul acela despre care spune și Isaia, o bucurie veșnică le va înculuna capul, nu? Până vom ajunge, cum spune teologul Watson, aici pe pământ, bucuria intră în inimile sfinților. Dar în cer, sfinții vor intra în bucurie. Un adevărat copil al lui Dumnezeu trebuie să aibă acea bucurie a mântuirii. Acea bucurie, nu? Care este semnul prezenței lui Dumnezeu în viața noastră. Uitați-vă David în Psalmul 50, versetul 12. În urma faptului că a fost întreruptă părtășia 51 cu 12, părtășia lui cu Dumnezeu, acolo spune cuvântul Domnului că el se roagă, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijină-mă cu un duh de bunăvoință. Adică, atunci când omul trăiește ca cei din lume, atunci când omul e afectat de lucrurile lumii, atunci când lumea îi cuprinde ființă, el nu poate avea parte de bucuria deplină pe care o dă Dumnezeu. Și atunci vedeți rugăciunea Domnului Iisus pentru ucenicii săi, implicit pentru noi, este ca în lumea asta să ne dea Dumnezeu bucuria lui Iisus, să avem bucuria aceea deplină. În textul din Evanghelia după Ioan, capitolul 15, în versetul 11, spune, v-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi
Și bucuria voastră să fie cum? De plină. Și ca bucuria asta să fie de plină, nu? Ca bucuria aceea lui Iisus să rămână în noi. Asta presupune ca noi să rămânem în Iisus. Ca noi să trăim cu Iisus. Uitați-vă, aici spune, rămâneți în mine, versetul 4, și eu voi rămâne în voi. Versetul 5, eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce mult rod, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. De vreo 555 de ori apare în Biblie cuvântul bucurie. Și vai câți oameni n-au această bucurie. Vai câți oameni trăiesc în lumea asta fără să aibă bucuria pe care o dă Dumnezeu. Iar bucuria asta, vedeți, este condiționată de relația, de părtășia aceasta a noastră cu Dumnezeu, cu Iisus Hristos. Uitați-vă ce spune Apostolul Pavel în Epistola Apostolului Pavel către Romani, capitolul 5, când el vorbește aici despre starea de har. Noi toți vorbim de har și ne place și cântăm numai harul, numai harul, ne păstrează neîncetat. El mă ține, El mă face să rămân credincios cu adevărat. E, vedeți, Dumnezeu ne dă harul, vorba acelui mare om, Chiril al Ierusalimului, care într-o împrejurare spunea, partea lui Dumnezeu este să confere harul, iar partea voastră este să-l primiți și să-l păstrați. Și păstrând harul lui Dumnezeu, intrând în starea de har, uitați-vă ce se întâmplă. Citim Romani, capitolul 5, hai să citim chiar de la versetul 1, dar esențialul e la versetul 2. Deci, fiindcă suntem socotiți de prihăniți, prin credință avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Și acum uitați-vă, totul depinde de Iisus, vedeți? Socotiți neprihăniți prin Iisus, trăind cu Iisus, umblând cu Iisus, Lui îi datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har. În care sunt? Și care-i starea asta de har? Să fii socotit neprihănit și să ai pace cu Dumnezeu. Asta caracterizează starea de har în contextul textului pe care l-am citit, nu? Versetul 1 asta spune, nu? Că suntem socotiți neprihăniți prin credință, deci dacă avem pace cu Dumnezeu. Și apoi versetul 2, Lui îi datorăm faptul că am intrat în această stare de har în care suntem și ce facem? Ne bucurăm. Ce ziceți? Noi ne bucurăm? Bucuria de plină e legată de Iisus, de iertarea păcatelor, de a avea pace cu Dumnezeu. Și atunci, vedeți, când spune Domnul Iisus, păzește în lume, ei vor fi în lume, dar ei au nevoie ca bucuria mea să fie de plină în ei. Și cum poate fi bucuria asta de plină în noi când traversăm diferite perioade dificile, când în lumea asta suntem atacați, poate trebuie să suferi, poate trebuie să treci prin încercări și atunci poate fi bucuria asta de plină în noi. Ei, uitați-vă următoarele versete ce spun, 3, 4, ba mai mult ne bucurăm, chiar și în necazurile noastre. Că știm că necazul ce face? Aduce răbdare. Răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejde. Însă nădejdea aceasta nu înșală. Pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Ei, vedeți cum se leagă lucrurile. Vrem să ajungem în împărăția lui Dumnezeu, vrem? Vrem să fim în slavă. Și ne bucurăm de nădejdea aceasta. Ei, dar aici suntem în lume. Și în lumea asta, cum spuneam, trecem prin fel și fel de situații. Încercări, greutăți, probleme. Și Domnul Iisus spunea, mă rog ca bucuria mea să fie în ei și să nu fie oricum, ci să fie cum? De plină. Când scrie Pavel epistola, nu ne permite timpul să explorăm pasajele acestea atât de frumoase, dar eu vă invit să citiți Filipeniu și veți putea vedea de câte ori apare cuvântul bucurie. Chiar cuvântul cheie al epistolei către Filipeni este 4 cu 4, capitolul 4 cu 4. Bucurați-vă în Domnul, iar îl zic,
Bucurați. Bucurați-vă, auzi, totdeauna în Domnul. Asta e bucuria aia de plină. Ei, mesajul pe care îl transmite Pavel prin epistola aceasta, în ciuda faptului că era în închisoare, era în închisoarea din Roma, și el se adresează celor din Filip, cărora altă dată le predicase. Mesajul pe care el îl transmite este următorul. Eu, Pavel, mă bucur. Voi vă bucurați? Eu, Pavel, mă bucur. Voi vă bucurați? Ei, acesta era mesajul. Și vreau să vă spun că această bucurie de plin a experimentat-o și Pavel. Și Sila, când erau în Filip, legați cu picioarele, nu, bătuți, și apoi cu picioarele și mâinile, nu, în butuci, și totuși cântau cântări de slavă și lăudau pe Dumnezeu. Eu mă gândesc, când o fi citit prima dată cei din Filip epistola asta, s-o fi gândit chiar Pavel se poate bucura și din închisoare acolo la Roma, și mă gândesc că de undeva poate o fi stat așa în rândurile din față temnicerul, directorul închisorii, și o fi zis, credeți-l, că eu eram directorul închisorii, au fost bătuți și la un moment dat erau acolo și în loc să se vaite ăștia cântau cântări pentru slava lui Dumnezeu. Deci eu cred ce spune apostolul Pavel. Scump frați și surori, nu ne rămâne decât să ne verificăm viața noastră și să vedem dacă bucuria noastră este deplină, dacă nu este, atunci să ne lăsăm în mâna cea bună a tot puternicului Dumnezeu. Să ne punem toată nădejdea în harul Lui și să înțelegem că El poate să ne umple ființele de bucurie. Amin. Amin. Al treilea lucru pe care îl cere Domnul Iisus Hristos pentru ucenicii Săi vizează o altă latură foarte importantă: să fie sfințiți prin cuvântul lui Dumnezeu. Se roagă pentru sfințirea lor. Uitați-vă, trăim în lume și lumea asta e așa de molipsitoare. Lumea asta, cu toate lucrurile ei, caută să pătrundă în viețile oamenilor, în viața bisericii, domină societatea și câte altele. Și Domnul Iisus în versetul 17 spune, sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Cum m-ai trimis tu pe mine în lume, așa i-am trimis și eu pe ei în lume. Și observați, se leagă versetele astea două. Sfințește-i prin adevărul tău. Ce vrea să spună asta? Prin asta. Adică cuvântul acesta a sfinți înseamnă să-i pui deoparte. Nu, a pune deoparte, cadoșul ăla evreiesc, înseamnă să fii pus deoparte pentru Dumnezeu, să fii separat de cei rău, de cei lumesc. Asta înseamnă, sau dacă vreți grecescul hagios, e tot un cuvânt pentru sfânt, pentru sfințire. Adică acești ucenici, ei trăiesc în lume, dar trebuie să fie separați de tot ce este lumesc, de tot ce este păcătos. Ce este dureros este că mulți au pretenția că sunt creștini. Mulți au pretenția că îl urmează pe Iisus și mulți doresc să ajungă în împărăția lui Dumnezeu. Bucuroși că rostesc rugăciunea asta cum o rostim și noi, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vie împărăția și împărăția va veni. Dar cine va intra în ea? Pentru că, uitați-vă, repet din nou acele cuvinte din Evrei pe care le-am pomenit și mai înainte, de la versetul 28, spune cuvântul Scripturii, Evrei 12:28, fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este cum? Un foc mistuitor. E, dar nu mulți înțeleg asta. Domnul Iisus s-a rugat pentru ucenici și a zis, sfințește-i prin cuvântul tău, adică cuvântul lui Dumnezeu ne arată cum trebuie să înțelegem noi sfințirea asta. Când Pavel scrie în 1 epistolă către Tesaloniceni, capitolul 3,
capitolul 4, începând cu versetul 3, el arată aici câteva lucruri acestor credincioși, spunându-le: voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă feriți de curvie. Mai departe, fiecare din voi să stăpânească vasul, cum? În sfințenie și în cinste. Mai departe, nu în aprinderea poftei, ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Și spune: nimeni să nu fie cu vicleșug, cu nedreptate în treburi față de fratele său, pentru că Domnul pedepsește toate aceste lucruri, după cum am spus și v-am adeverit. Mai departe, următorul verset: căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, ci la sfințire. Aici ne-a chemat Dumnezeu. Și atunci vedeți dumneavoastră cât compromis vedem în zilele noastre. Spuneam, oamenii au pretenție că dacă rostesc Tatăl nostru, că asta rezolvă problema. Dimineață pot cânta la biserică frumos ca niște îngeri și după masă pot să dânțuiască cântece de joc, de petrecere. Sunt și unii care pot să cânte și o priceasnă frumos cu cântări din astea frumoase, cu versuri deosebite, nu? Poți să avea toți banii din lume, poți să ai toată slava pământească și câte, și mai încolo arginți și lucrurile lumii să pună stăpânire pe ei și oamenii gândesc că pot merge așa înainte, că totul e ok, cum zic englezii, nu e ok. Pentru că, auziți, Domnul Iisus s-a rugat pentru ucenici și implicit s-a rugat și pentru noi. Repet încă o dată versetul acesta: și mă rog nu numai pentru ei, ci pentru cei ce vor crede în mine, prin cuvântul lor. Și cuvântul ăsta sfințește. Adevărul ăsta ne sfințește. Uitați-vă Ioan 8 cu 32, spune: așa de frumos veți cunoaște adevărul și adevărul vă face cum? Sloboz, adică liber. Nu depinzi tu de un pahar, nu depinzi tu, știu eu, de drog, nu depinzi de nu știu ce narcotice, nu depinzi tu de nu știu ce petreceri, nu, ești liber, ai libertatea aia în Hristos. Vorba lui Țuția, filozoful ăsta creștin, care a stat prin închisorile comuniste, spunea într-o împrejurare că libertatea sau slobozenia e partea divină din om. Atunci când omul îl cunoaște pe Dumnezeu, cunoaște adevărul, nu, e sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu. Ei, un astfel de om, auziți, el este omul care înțelege ce-i sfințirea. Și Dumnezeu lucrează în viața unor astfel de oameni sfințirea și îi vezi că ei se supun sfințirii lui Dumnezeu. Și anume, nu participă și la lucrurile lumii și la lucrurile dumnezeiești, ci fac o delimitare clară. Și Domnul să ne ajute să înțelegem și noi lucrul acesta. Zicem amin? Amin. Că de altfel, dacă nu înțelegem asta, nu-i nicio problemă să participe oamenii și la nunțile din lume. Și zice, a, nu-i nimic, că-i vara mea, că-i copilul meu. Nu, stai și imediat tu. Că Domnul Iisus, cine nu iubește mai mult pe mine decât, nu, tată, mamă, frate, nu e vrednic de mine. De aceea trebuie să fim cu mare băgare de seamă. Și al patrulea lucru și ultimul, nu o să mai insist aici, un al patrulea lucru pentru care se rogă Iisus este să fie una. Și fratele Marius a amintit aici, a vorbit și din perspectiva slavei lui Dumnezeu, însă ce e de înțeles și ce e de reținut pentru noi, că acolo unde oamenii sunt păziți de Dumnezeu, unde bucuria deplină e în ei, unde sfințirea e la loc de cinste și oamenii trăiesc asta, să știți că va fi și unitate. Că astfel de oameni se vor putea uni. Dar dacă unul e cea și unul e hăis, dacă unul crede că și așa se poate și așa, n-are cum să fie unitate. Pentru că ceea ce face unitatea e ceea ce citea fratele nostru din Ioan 13 cu 34 și 35. Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Când Pavel scrie la Coloseni, capitolul 3, versetul 14, el spune acolo aceste cuvinte, dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este ce? Legătura desăvârșirii. O traducere acestui text, în noua traducere în limba română, spune: îmbrăcați-vă cu dragostea care vă unește
și vă desăvârșește. Să facă Domnul asta cu noi toți. Amin. Haideți să ne ridicăm și vreau să ne rugăm Domnului și uitați-vă, frații ne-au pus cele patru puncte pentru ce s-a rugat Iisus. Cerea să fie păziți de Dumnezeu, să aibă bucuria deplină, să fie sfințiți prin cuvântul lui Dumnezeu și să fie una, uniți. Și dacă toate astea vor fi în viața noastră, vom fi creștini autentici. Amin?